moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Da, un meci destul de frumos pentru divizia din Moldova. Un meci disputat, un adversar care știam că luptă pentru fiecare balon, un adversar destul de puternic. Noi am făcut ultima repetiție cu toții ultimele zile, ultimele săptămâni, de fapt. Gândul nostru este la meciul care ne interesează cel mai mult în acest an, cel din cupă. Sperăm că acolo o să ajungem așa cum ne-am dorit, la nivelul cel mai bun de pregătire. Una peste alta, un joc frumos. O posesie clar mai bună a Zimbrului, însă, per total, nu am avut foarte multe ocazii. Primit iarăși un gol copilăresc și asta este la fotbal. Mergem înainte. Acest meci și meciul pentru cupă, puteți spune că este o repetiție înaintea cupei? Da, am încercat, ați văzut și astăzi, pe toate posturile am încercat să vedem chiar cine este cel mai în formă în aceste zile, în această perioadă, ca să luăm hotărârea cea mai bună pentru meciul de marți. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.